Bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Astăzi vom vorbi despre cărțile pe care le-am citit eu în luna februarie, pentru că a trecut luna februarie, și vom vorbi despre aceste cărți. Și am rugăminte la voi, dacă vreți să vorbesc despre o carte anume sau dacă vreți să fac recenzia unei cărți, vă rog, din astea în care vi le prezint sau din celelalte pe care vi le-am prezentat până acum, vă rog să-mi scrieți în comentarii și promit că voi veni și cu o recenzie aici pe canal. În caz că este deja recenzia făcută, de obicei este recenzia făcută pe TikTok, pentru că acolo mi-e mult mai repede, filmez direct pe telefon, nu mai stau să editez pe laptop și așa mai departe. Deci s-ar putea să mă găsiți acolo și s-ar putea să găsiți acolo recenzia mult mai rapid. Și avem o serie care mi-a plăcut enorm de mult și sunt mai 3 cărți apărute și de-abia aștept să apare și volumul 4 și 5. Seria se cheamă Kings of Mafia și avem Tempted by the Devil, Craving Danger și Hunted by a Shadow, și la toate le-am dat 5 steluțe, atât de tare mi-au plăcut. După care avem The Worst Wedding Date, căruia i-am dat 3 steluțe, deci cartea asta pur și simplu m-am chinuit să o termin. Am recitit Once Upon a Broken Heart, primul volum din serie, pentru că am primit și volumul 3 între timp și nu prea mai țin minte nimic din serie. Și la fel, tot 4 volume i-am dat. Am citit The Fury sau Furia, Furia, că așa este tradusă la noi în limba română. Și i-am dat 3 steluțe. Nu prea mi-a plăcut deloc, sincer să vă zic, cartea. Adică, din faza că mi-a plăcut, mi se pare că a scris foarte... Scrisul și acțiunea este foarte prost distribuită. Comparativ cu Pacienta Tăcută, care este de la același autor, cartea asta mi s-a părut rea. Da, foarte rea. După care am citit Nothing Left to Lose și i-am dat 4 steluțe și mi-a plăcut destul de mult. Am citit The Broken Vows, care este a 4-a carte din serie, și i-am dat 5 steluțe pentru că atât de tare mi-a plăcut. Și am 2 cărți la DNF, pentru că n-am apucat să le termin și nici nu cred că le voi termina vreodată, pentru că mă plictisesc. Și avem așa Prince of Vice și Enjoying the Chase. Nu știu de ce, dar nu mi-a plăcut deloc. Da, deloc. Și am început să citesc încă o carte, doar că n-am terminat-o și aia vă o să vă prezint în luna martie. Dar da, cam astea toate cărțile pe care le-am citit în luna februarie. Poate sunt multe, poate sunt puține, nu știu, v-am zis, nu mai vreau să pun presiunea asta pe mine. Voi, trebuie să citești neapărat 40 de cărți, voi, trebuie să citești neapărat 20 de cărți pe lună. Dacă n-ai citit 10 cărți, degeaba, nu-ți faci la finalul lunii, la finalul anului, nu-ți faci acel gol. Golul ăla puteți să-l... Eu mi-am pus 100 de cărți pe Goodreads, dar probabil îl voi schimba la vreo 50 sau la vreo 70, sincer să vă zic, pentru că nu am timp, asta este chestia. Nu mai am timp, nu mai am cum, nu am când, n-am ce face. Viață, grădină, animale, m-am apucat și de școala de șoferi, n-am, pur și simplu nu am când, dar da. Cum am zis, dacă vreți, lăsați-mi în comentarii dacă vreți să fac review-ul la vreo carte și sunt curioasă voi câte cărți ați citit. Și cam asta este tot. Vreau să țin, cum am zis și acum câteva zile, vreau să țin videourile astea un pic mai scurte ca să ne bucurăm mai mult de moment și să aveți și voi timp să vă uitați la tot, pentru că dacă fac video de o oră și ceva, nu știu cât o să vă uitați voi la o oră și ceva. Așa că dacă le fac de 10, 15, 20 de minute maxim, poate vă uitați la ele. Oricum, eu vă mulțumesc și ne auzim data viitoare. Pa!